nebunie, noi aici la Antena 3, cred că am făcut o rubrică, nu cred, sigur am făcut o rubrică, ce mai face grătarul lui Dragnea. Sunt în acest moment 2000 de oameni care au anunțat că vor veni luni la ora 17 la grătarul pe care îl dă Dragnea la sediul PSD din Chiselef. Mai sunt încă 4800, cred, dacă nu mă înșel, 4800 de oameni care sunt interesați de acest eveniment. În total, 7000 de oameni. Dragnea a declarat aseară că își va ține promisiunea, va veni cu micii la schimb pentru lada de bere pe care a câștigat-o la pariu pe Facebook. Haideți să vedem declarația și apoi o să vă spun care este surpriza lui Dragnea de la acest grătar. Liviu Dragnea a postat selfie-ul din mașină ca să câștige pariul cu un internaut, care se îndoia că însuși liderul PSD răspunde comentariilor de pe Facebook. Dragnea spune că a discutat cu bărbatul respectiv și îl așteaptă luni la sediul partidului cu lata de bere pe care i-o datorează. L-am întrebat ce facem cu naveta, cu bere. Omul a spus că își ține promisiunea, eu am spus că, fiind o gazdă bună, aduc micii. Și vă spun că aduc mici din Telorman. În urma pariului, pe Facebook a fost creat ironic un eveniment intitulat Grătar la Dragnea, la care deja și-au anunțat participarea aproape 2000 de persoane. Nu îi primiți și pe cei care au făcut evenimentul de pe pagina de socializare? Nu, pentru că nu cu ei am discutat. Eu n-am făcut rămășa cu ei. De unde să am eu atâția mici, domnișoară? Da, și vreau să vedem acum acea pagină de Facebook cu vestitul Grătar al lui Dragnea, unde sunt, repet, foarte mulți oameni care vor să vină. Grătar la Dragnea, vedeți? Luni la ora 17 la Partidul Social Democrat din șoseaua Chiselef numărul 10. Aș vrea să văd și câți oameni sunt, dacă nu mă șel. 2000 vor participa și 4800 sunt interesați de acest eveniment. Micii de Salcia reprezintă surpriza lui Liviu Dragnea. Șeful PSD spunea aseară că a venit cu mici sau că va veni cu mici din Telorman. Vestiții mici de Telorman sunt micii de la ferma Salcia. De altfel, de acolo se pot cumpăra o serie de alte produse proaspete, printre care și mici. Cred că putem să-i arătăm. Nu? Da, avem în acest moment pe ecran, ia uitați, mușchiulet, mici proaspeți, cam așa arată produsele pe care le comercializează ferma Salcia. Domn profesor, ați mâncat mici de Salcia? Nu, n-am mâncat. În general mănânc mici, 1, 2, 3, mai mult nu cred că este cazul, pentru că au și ele produsele astea, problemele lor pentru organismul nostru, creează anumite probleme și nu e cazul să ne îmbuibăm doar cu mici. Am văzut că ați dat o știre că unul a mâncat 26 de mici. O mănâncă 2-3 ani, după care se duce și mai mănâncă pe lumea altă. Doamne ferește, revin la mici. Micii sunt mici sau mici? Mici, mici sau mici mari? Ca la de la negru. Acum vin și cu întrebări. Mici, mici? Mici, mici? Cred că, da, noi n-am mâncat. Păi avem pe domnul Chireac? Micul n-a fost văzut pe ecran, eu am văzut. Uitați, doar, doar cârnații. Hai să ne uităm aici. Nu sunt mici, sunt doar alte produse, da, mușchiuleți, cârnați. S-a creat așa o euforie, un interes. De ce nu merge domnul președinte în parcul ăla izvor, că tot pe 9... Bine, a propus pe 7, nu poate să ducă pe 9. Uitați, bunătăți de odinioară. Pe 9 dă primăria ceva, cu ziua Europei sau ceva. Sau, toată lumea e interesată acest subiect. La urma urmei, e așa subiect... de țară, arde rău. Păi dacă la nu... ce lume se anunță, domnule profesor? Omul cu berea. Rămân mici. Da, pe bune, adică... Da, Bogdan Chireac, domnul Chireac, să ne spuneți dacă ați mâncat noastră mici de la Salcia. Încă nu. Încă nu? Dacă dacă l-ați recomandat cu atâta căldură, o să încerc. Noi nu. Și noi ne-am uitat să vedem de unde sunt acești mici vestiți de Telorman. Nici noi n-am consumat, nu știu, poate doamna Vișulie, poate Mars, nu, Negru, nu știe. Eu în general nu consum mici, dar problema aici este faptul că viața economică și socială din România se degradează din ce în ce mai mult pe zi ce trece și românii și-au găsit un spațiu în care să se elibereze de frustrări și de energii negative pe Facebook. Și l-am înlocuit pe Bulă cu imagini amuzante pe Facebook, cu evenimente de genul ăsta. Într-un fel e bine, haideți, din punct de vedere social. Nu de mult timp erau niște petreceri făcute și de PNL prin teritoriu cu mici. Adică să nu uităm istoria recentă. Dar nu știu ce vorbesc eu și ce spuneți dumneavoastră. Adică... Eu am spus că românii, fiind foarte frustrați de ce li se întâmplă în viața lor de zi cu zi,
își găsesc pe Facebook o eliberare punând diverse vizualuri glumețe și astfel de evenimente hazlii. Am văzut și vizualurile glumețele PNL-ului. Asta am spus. Da, asta am spus, am spus și eu altceva. Ale tinerilor PNL. Așa, da, doamne Chireac, e greșit ce spun? Domnul Dragnea zice că n-are suficienți mici pentru toată lumea care va veni la acest eveniment. Unul, chestia cu micii și berea de 1 mai este a partidelor socialiste și pe vremea comunistă. Deci asta este de 1 mai, deci nu-i de rușine, e foarte românește să procedeze așa, despre ce vorbim. Așa? A doua chestiune, eu vă semnalez, fără încrâncenare, că domnul Dragnea tocmai a lansat un brand, Micii de Salcia. Corect. Deci domnul Dragnea v-a lansat un brand. Deci și dacă acum încolo lumea se duce și zice, bă, vreau și eu niște mici de la Dragnea, mici de Salcia, de chestiunea asta. Sunt cârnații de preșcoi, cum era cașcavanul Dobrogean, cum e salamul de Sibiu. Deci, fundamental, nu e un lucru rău. Și cred că lucrurile astea trebuie primite fără încrâncenare. Nu, a chemat lumea la Mititei de Salcia... Păi. Da, lunea zi la 17. Dar ce te faci dacă vii prea mulți? Vă duceți, domnule Chireac? Din nefericire am o întâlnire la 16 luni și nu știu dacă ajung. Dar dacă ajung și ziceți că nu e coadă mare, noi nu știm dacă va fi coadă. V-am spus, sunt 2000 de oameni care spun că vor participa și alți 4800 interesați. De-aia te-am întrebat, dacă sunt mici mai mari, îi mai tăiam două. Nu știu, domnule profesor, că n-am mâncat. Dar cât să-i faci de mici? Mari sau mici, s-a lansat un brand, Micii de Salcia. Da, cum va gestiona, domnule Chireac, Dragnea, acest eveniment? Eu cred că cu tine, vă dați seama cum să gestionezi un eveniment unde dai mici, pe gratis. Eu zic că îl gestionezi foarte bine. Păi ne gândim și noi la deceniu să dăm niște mici pe gratis la un moment dat și vă spun că nu o să se supere cititorii noștri și nici alți cititori. Nu se vor supăra că faci o petrecere. Haideți să ne privim mai fără încrâncenare, până la urmă, că nu s-a întâmplat nimic rău și sper să nu s-a întâmplat nimic rău. Da, doamna Vijulie. Da, nu mi se pare un mare subiect. V-am spus, pe mine mă interesează mai mult ce face Liviu Dragnea și PSD la guvernare. Totuși este cel mai important lider politic al momentului. Da, dar nu mă interesează ce face dânsul cu micii. Mă interesează ce face dânsul la guvernare. Cu micii, credeți-mă, poate să facă orice. Dacă sunt luați din bani curați, dovediți, luați pe cardul de salariu, n-am absolut nicio problemă cu micii domnului Dragnea. Bine, cât poate să coste un mic? Iulie, cred că micii trebuie să fie proaspeți în primul rând și apoi cumpărați cu bani curați. Că dacă micii nu sunt proaspeți și nu sunt comestibili, avem probleme imediat. Nu știam aceste amănunte pentru că nu sunt o consumatoare de mici, îmi cer scuze. Doamne, nici eu nu sunt, credeți-mă, în ciuda faptului că sunt triplă față de dumneavoastră ca volum, nu mănânc nici eu mici, dar să gustăm un mic de salci, acum e o curiozitate. Deci micul acum, domnul Chirea, trebuie să fie proaspăt și de salci, nu? Dacă nu încercați niște mici de salci, înseamnă că n-ați mâncat mici. Eu am unii godac, sunt bun și aia, dacă tot facem reclamă. Da. Așa se numesc. Bineînțeles. Doamne ajută. Doamne ajută. Dolecușa, vă duceți la eveniment? Da, dacă partenerii de coaliție, iar fac un grătar. Voi fi plecat din țară luni și n-am cum să merg să văd mici de salci, să-i gust. Cunosc foarte bine micii din Timiș, din Timișoara. Fiecare cu micii lui. Fiecare cu micii din regiunea din care provine. Dar sigur o să avem ocazia să urmărim la Antena 3 cum se mănâncă mici de salcie. Și la... nu numai, doamna Vijulie, cred că și la alte televiziuni. Cred că toată lumea va fi interesată de acest eveniment. Poate că industria cărnii din România sau că sunt se niște lideri de sindicat, de patronat, foarte, foarte în regulă. Era domnul Minea. Poate face un festival al micilor la un moment dat. Uite, și să vină și de Salcia, să vină și de Constanța și de la Cucoșeacu. Producătorii români. Producătorii români. Iată așa. Nu e mâncare națională asta? Cu cartofi? Ba cu da, este tradițională, atestată atunci... la Comisia Europeană, micul. Este produs tradițional. Europeană. Ea e cam turcească, dar e important cine și-a brânduit-o primul. Da, noi ne-am brânduit-o la Comisia Europeană și vă aduceți aminte ce probleme au fost. Exact, asta vreau să spun, ne-a închinuit să menținem micul pe linia de putere. Da. Erau românii, cât pe acest să le scape micul din gură. Nu țineți minte da, când ne spuneau că ne umplu la stomac, că bicarbonatul, tricarbonatul sau ce era ăla, nu contează? Da, ne-a trecut micul pe lângă, era să fugă. Să ducă la era să fugă. Era să ducă la Bulgarie, jos la Vale. Da? La Turcia. Da, va fi foarte interesant
cum se va gestiona acest eveniment. Mulțumesc, domnule Chireac. Vă mai întreb după aceea, după ce aveți și micii de salci acum sunt, dacă vă reușiți, practic, luni să-i gustați. Dar Salcea, asta e o localitate în județul Teleorman? Da. Ferma, știți, ferma Salcea este vestita, da, fermă Salcea. Nu știu, nu le știu, am și eu defectele mele, nu le știu pe toate. Nu le știu. Da. O să vedem, repet, încă, deci astăzi este vineri, 2000 de oameni spun că vor participa la acest eveniment. Până luni, toate șansele să ajungă undeva la 10.000 de oameni.